Dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, drăguții mei, bine ați revenit pe acest canal. În videoclipul de astăzi o să vă prezint un tutorial pentru halate. Halate de casă, atât de moi și pufoase și utile pentru orice domnișoară, domniță, dar nu numai, merg și pentru bărbați. Acest tipar îl puteți folosi chiar și pentru un halat bărbătesc. Ca și fire, eu am folosit Alize Baby Softy, e un 100% micro poliester și, după cum vedeți, în 50 de grame sunt 115 metri. Ca și cantitate, eu o să vă dau calculele pentru două mărimi. Mărimea SM, cel galben, pe care l-ați văzut în prezentare, și mărimea ML, da? Acesta lila, la care o să lucrăm împreună. Cât fir am consumat? Am consumat 650 de grame de fir Alize Baby Softy pentru mărimea S și 750 de grame pentru mărimea ML. În acest tutorial eu o să vă dau descrierile atât pentru mărimea SM, cât și pentru mărimea ML. Lățimea, ca să știți, lățimea halatului pentru mărimea SM, adică cel galben, are în jur de 120-125 de cm, dar este lățimea totală a halatului. Pentru ML avem 130-135 de cm, da? În cazul nostru de față. Cum începem lucru? O să vedeți că eu am folosit două tipuri de Alize Baby Softy, cel în degrade și cel uni, doar că cel în degrade momentan nu se mai găsește de vânzare, nu-l mai produce fabrica, de aceea folosiți, alegeți firele uni. Le găsiți în magazinul meu de pe Facebook, Violeta Happy Needles, dacă doriți să comandați aceste fire. Sunt foarte potrivite atât pentru halate, cât și pentru pături de bebeluși sau alte piese vestimentare pentru bebeluși. Acum, revenind la aceste halate, pentru mărimea SM, eu o să vă las și înscris în partea de sus, montați pe andrele 200 de ochiuri, da? Iar pentru mărimea ML, montați pe andrele 220 de ochiuri. Lucrați 10 cm cu elastic 1 cu 1, adică un ochi pe față, unul pe dos. Toată partea, adică vom începe această lucrătură de jos, începând atât cu fețele cât și cu spatele, după cum v-ați dat seama. Am uitat să menționez că andrelele folosite sunt numărul 375, da? Sau puteți să înlocuiți cu andrele numărul 4 dacă nu aveți andrele 375 sau 3,5 dacă doriți să vă iasă lucrul mai plin. Ați lucrat 10 cm cu elastic 1 cu 1, da? Adică un ochi pe față, unul pe dos. Pe marginea produsului aici eu am păstrat 13 ochiuri, da? Adică 13 ochiuri pe care le-am lucrat cu un ochi pe față, unul pe dos, restul ochiilor le-am lucrat pe față și pe partea cealaltă la fel, am lucrat cu un ochi pe față, unul pe dos. Astfel încât pentru ambele mărimi lucrați cam 50 de cm înălțime sau la alegere. Dacă doriți să fie halatul mai lung, puteți să mai lucrați în plus centimetri în funcție de cât de lungimea dorită a halatului. În cazul nostru de față, halatele au în jur de 85 de cm, astfel încât eu 50 de cm am lucrat până la am început răscureala din V din față, da? Iar restul 35 s-au lucrat deja pe partea de sus, a fost partea de sus. După ce ați lucrat cei 50 de cm, vedeți, eu am păstrat pe un ac de siguranță marginea, da? O să vă inserez poză și am început să lucrez răscureala V-ului, vedeți, că am mai lucrat răscureala V-ului până am ajuns la sub braț. Păstrând cele 13 ochiuri pe margine, răscureala V-ului am făcut-o în felul următor. În fiecare rând pe față am închis câte un ochi. Păstrați un ochi pe margine, da? Iar următoarele două le lucrați împreună. Și am lucrat astfel undeva încă 10 cm, da? Am ajuns cam la 60 de cm în momentul în care eram la sub braț. În momentul acesta, când avem deja 60 de cm înălțime, am împărțit lucrul în trei, adică cele două fețe separat s-au lucrat și spatele separat, da? În acest moment aveam pe andrele, da? Nu uitați că noi în față am făcut aceste scăzături, da? Pe linia V-ului, în fiecare al doilea rând, adică în fiecare rând pe față, eu am
eliminat câte un ochi, am scăzut câte un ochi, da? Astfel încât când lucrul meu măsura 60 de centimetri, aveam în total pe andrele 148 de ochiuri la mărimea S și 168 de ochiuri la mărimea L, da? Astfel le-am împărțit. La mărimea S erau împărțite pe spate 60 și fețele 44. La mărimea L, pe spate am păstrat 66 de ochiuri și la fețe 51. Continuăm să lucrăm fețele în felul următor, da? Am continuat să lucrez scăderile în V în fiecare al doilea rând, iar pe partea cu mâineca, pur și simplu am lucrat pe drept, fără nicio scădere, da? Am tot continuat așa mai departe. Și am ajuns să am răscroiala mânecii la mărimea S 22 de centimetri, iar la mărimea L aveam 26, da? 24 de centimetri, scuze, 24 de centimetri. La linia umărului aici, la mărimea S mie mi-au rămas 14 ochiuri, iar la mărimea L 16, da? Aici au rămas pentru umăr. Și le-am închis. După ce am lucrat fețele, am executat spatele halatului la aceeași înălțime cu fețele, adică când am ajuns cu spatele la 22 de centimetri la mărimea S și respectiv 24 la mărimea L, da? Am separat cele două bretele laterale, uitați-le, aici, da? Și am păstrat câte ochiuri aveam și pe față, adică 14 pentru mărimea S și 16 pentru mărimea L și am lucrat astfel încă 4 rânduri, da? Deci după ce am închis ochiurile din mijloc, aici de la spate, eu am mai lucrat încă 4 rânduri, da? Și am închis spatele. Și așa am terminat de lucrat trunchiul, da? Trunchiul halatului meu. Dar atenție la voi aici pe partea cu marginea, da? Erau acele ochiuri pe andrea ajutătoare. Mânecile se vor lucra în felul următor. Pentru mărimea SM am montat pe andrele 70 de ochiuri. Pentru mărimea LML am montat pe andrele 80 de ochiuri. Ambele mâneci le-am lucrat pe aceeași pereche de andrele ca să ne fie mai ușor să urmărim egalitatea acestora și să nu mai fim nevoiți să numărăm ochiurile. Am efectuat niște scăderi ca să se așeze mâneca mai frumos pe mână de 10 ori, adică din 5 în 5 cm am eliminat câte un ochi de o parte și alta a mânecii, da? Atât în dreapta cât și în stânga. Astfel încât la noi pe andrele au rămas, da, repet, de 10 ori, au rămas la mărimea SM, de unde erau 70 de ochiuri, am ajuns la 50, la mărimea ML, de la 80 de ochiuri, am ajuns la 60 de ochiuri. În momentul în care mânecile voastre măsoară 50 de centimetri, lucrați încă 5 cm cu elastic 1 cu 1 și închideți lucru cu metoda clasică, da? Nu este nevoie să aplicați metoda elastică pentru că mânecile sunt destul de largi. Atenție, lungimea mânecii ne rezultă nouă de 55 de cm pentru ambele mărimi, dar având în vedere că trunchiul este mai mare la L, mâineca oricum o să fie mai lungă, ca să zic așa, pe seama trunchiului, astfel încât puteți să le faceți la fel pentru ambele mărimi, doar că aveți un alt număr de ochiuri de la care începeți, cum v-am menționat mai sus. De asemenea, mânecile la halate în general se poartă îndoite, de aceea nu este nicio problemă dacă lucrați mâneca un pic mai lungă, pentru că oricum o îndoiți și faceți manșeta, da? Acum o să vă explic cum lucrați gulerul. După cum v-am spus, cele 13 ochiuri de la fiecare margine s-au păstrat pe o andrea ajutătoare și din acest moment lucrăm gulerul plecând de la cele 13 ochiuri. Da? Le luați pe andrele și începeți să lucrați făcând, da, pe
pentru că gulerul se întoarce, eu pe partea din față a halatului am lucrat aici ochiuri pe dos, iar pe partea cealaltă a gulerului, da, o să vedeți că ochiurile sunt lucrate pe față. Astfel, în fiecare rând, da, în fiecare rând, pe partea dinspre trunchi am făcut câte o înmulțire de ochi, da? Deci am plecat de la 13 ochiuri și am ajuns până la umăr, până la zona umărului, să am la mărimea S 54 de ochiuri, da? Deci practic calculați câte înmulțiri am făcut, adică 41, da? Pentru că aveam 13 ochiuri. 41 de înmulțiri până am ajuns să am pe Andrele 54 de ochiuri. La mărimea L, eu aveam pe Andrele 60 de ochiuri în total, da? La mărimea L s-a lucrat mai multe înmulțiri. În momentul în care ați ajuns, da, cu înmulțirile și vă coincide, aveți acolo marcatorul cu cusătura de la umăr, da, dintre față și spate, am lucrat 10 cm pe drept, da? Deci cei 10 cm care pleacă în spate și se vor coase de răscurala de la spate a halatului nostru. Iar ca să se așeze gulerul mai bine, voi aveți nevoie să faceți niște rânduri scurte. În ce sens? Astfel încât partea de aici, dinspre margine, să fie mai înaltă decât partea din spate. Și o să trecem la masă și o să vă arăt exact cum am lucrat eu rândurile scurte la aceste gulere. După cum vă spuneam, o să lucrați niște rânduri scurte, dar în momentul în care aici aveți pe spate 10 cm, acești 10 cm se vor scoase la spatele halatului. Când sunteți cu firul aici, da, pe partea cu marginea, o să lucrați, fiind în oglindă, s-ar putea să fie la partea cealaltă, da, o să aveți pe partea cu fața, dar nu contează asta. O să lăsați de fiecare dată câte 7 ochiuri. În ce sens? Că o să lucrați rândurile scurte în felul următor. Lucrați un rând și lăsați 17 ochiuri pe Andrele. Vă întoarceți, iarăși lăsați 7. Deci o să rămână 14 și tot așa de 4 ori, da? De 4 ori o să faceți acele rânduri scurte, iar la final toate ochiurile rămase pe Andrele se vor închide, da? Și astfel o să procedați, astfel o să lucrați atât, da, pe mărimea SM, cât și pe mărimea ML, da? Tot de 4 ori, chiar dacă sunt mai multe ochiuri, nu contează, pentru că știți că noi v-am spus la culer pe mărimea L, eu am aici 60 de ochiuri, vă vezi că Andrele în piciorul de la cameră, iar pe mărimea așa, deci 54 și cu 60, da? V-am spus mai devreme. Ăsta este marcatorul pe care mi-l pun eu ca să delimitez cele 13 ochiuri, da? Și lucrez primul rând scurt, adică las cele 7 ochiuri nelucrate și mă întorc înapoi, da? Să vă și arăt ca să vă fie mai clar. Așa. Bun. Ajungem la finalul rândului, dar v-am zis că nu mergem chiar până la final, da? 3, 6, deci 7 ochiuri le lăsați pe Andrele. Încă unul, da? Vedeți? Astea nu le lucrez, le las așa și mă întorc acum, lucrez rândul până la capăt. Și după aceea, în următorul rând, le las pe următoarele 7. Și tot așa faceți de 4 ori. Am lucrat, da? Cele 4 rânduri scurte, de fapt ele sunt 8, da? Vedeți, am 4 trepte, se și văd aici. 1, 2, 3, 4, da? Sunt cu firul la marginea lucrului, da? Pentru că lucrați în oglindă, de-aia insist să vă spun unde este firul, pentru că gulerul se lucrează în oglindă. Și în acest moment, dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că partea dinspre față este mai înaltă, da? Decât partea din spate, pentru că în momentul în care gulerul se întoarce, să aibă loc să se așeze frumos. Și acum, pur și simplu, până la capătul rândului, o să închid ochiurile cu metoda clasică, da? Fără ca să faceți, închideți cum, sau cu croșeta, cum vă este mai ușor, închideți toate ochiurile. După ce le-ați închis, tăiați firul și coaseți gulerul. O să vă arăt eu imediat în ce mod. Da? Închideți ochiurile.
gulerul se va coase în felul următor, vedeți? Pe fața lucrului, cum ar veni, pentru că în momentul în care voi întoarceți gulerul să acopere cusătura, iar pe dos să nu să se vadă, da, această cusătură, pe fața lucrului, și o să întorc manechinul, da, iar pe spate, la fel, gulerul se va coase, vedeți, pe fața lucrului. Cusătura asta dintre față și spate se va face așa. Și aici, la fel, cei 10 cm despre care vă spun eu că se lucrează pe dos, trebuie să corespundă fix pe răscureala de la spate, adică așezați gulerul în așa fel încât să vină fix la jumătatea răscurelii de la spate, ca să se așeze frumos. Și de asta este nevoie de rândurile astea scurte, ca partea asta exterioară să fie mai lată și să se așeze gulerul frumos, da? Să nu... Altfel el stă ridicat. Din cauza asta stă ridicat, pentru că din cauza sau datorită conformației și anatomiei umane, da? El pe partea asta trebuie să fie mai lat, da? Mânecile, vedeți, am cusătura pe dos, de la umăr se face pe dos, iar mânecile la fel, cusăturile se fac pe dos și pe interiorul fiecărei mâineci, da? Bun, și acum să trecem la buzunare. Buzunarele. Le-am lucrat la fel pe aceeași pereche de andrele, ca și mâinecile, da? Ambele buzunare. Am montat pe andrele 30 de ochiuri, da? 30 de ochiuri, partea de jos am început cu buzunarul, da? 30 de ochiuri. Am lucrat pe față, ochiuri pe față, 10 cm și încă 5 cm cu elastic 1 cu 1 și am închis cu metoda clasică. Distanța la care se montează buzunarele, eu am calculat 25 de cm de jos, da? Și 15 de la marginea lucrului, da? Deci de la margine până la buzunar am 15 cm. Dar voi probați și vedeți cum se așează la voi mai bine, da? Voi vă probați, îl prindeți în niște ace de siguranță și vedeți cum vă sunt mai comode să le coaseți, da? Și le-am cusut pe exterior foarte frumos și cam asta a fost, destul de simplu. Pentru cordon am montat 10 ochiuri. Da? 10 ochiuri am montat pe andrele și am lucrat pur și simplu cu elastic 1 cu 1, aproximativ 1,20 m sau 1,50 m de cordon în funcție de mărime. Da? La mărimea S am făcut 1,20 m de cordon, la mărimea L am făcut 1,50 m. Acesta a fost tutorialul. Dacă doriți, eu am și schema scrisă cu toate detaliile, o găsiți pe pagina mea de Facebook, Violete Happy Needles. Cine dorește detaliile scrise pentru fiecare mărime, mă poate apela acolo, dar eu cred că și acest video este foarte, foarte explicit și clar. Vă doresc spor la lucru și nu ezitați să vă faceți lucruri frumoase, colorate, care să vă facă plăcere atât să le lucrați, cât și să le purtați. Vă pup și nu uitați că este păcat să rosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pe curând!